dumneavoastră ca să-i dau celui de acolo. Centru-stânga liberal înseamnă clasă de mijloc puternică. Am mai vorbit despre asta, deci asta înseamnă. Da. Vă mulțumesc. Vă rog, doamnă. Vă rog. Permiteți să vă urez felicitări conducerii centrale și locale pentru alegerea care s-a făcut astăzi. Nu-mi permit să vă pun întrebări dumneavoastră, dar dacă îmi permiteți niște sugestii, bănuiesc că aveți la nivel central comisie de învățământ. Dacă nu, probabil că se va înființa și aceea. Acea comisie să umble la programele școlare care sunt foarte, foarte încărcate, de aceea și mulți analfabeți funcționali. Copiii nu mai pot să înmagazineze într-un timp scurt un bagaj foarte mare de cunoștințe. Cunoștințele în clasă la ei trec prin creierul lor cum trece o bilă pe o sticlă. Nu lasă nicio urmă. Pentru că nu toți pot să înmagazineze rapid foarte multe informații. Deci învățământul nostru este mult informativ. Să se meargă pe ideea unui învățământ formativ, un exemplu Japonia sau alte state, unde copilașii au mai puține cunoștințe pe care le primesc și care se fixează într-un anumit timp și pot să le folosească în anii următori. La noi vorbesc din punct de vedere al obiectului matematică, unde s-a introdus la gimnaziu foarte, foarte multe cunoștințe și se dau noțiuni una după alta, fără ca elevii să le poată înțelege și înmagazina. De aici și refuzul lor de a mai învăța și analfabetismul funcțional pe care îl avem. Pentru scăderea numărului de parlamentari, că atunci, fiind mai puțin, se cer listele mai bine. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Știți cum e cu învățământul? Asta este legea pământului. Un grup de oameni denumiți dascăli, învățători, profesori, educă generația viitoare în baza cunoștințelor acumulate într-o lume dispărută pentru o lume viitoare. Întotdeauna va fi un decalaj. În învățământ, în opinia mea, orice reformă trebuie să înceapă cu definirea României de peste 20 de ani. Trebuie să ne hotărâm cum va arăta România peste 20 de ani. E o opțiune pe care politicianul are obligația să o ia și să spună, pentru România, așa cum o vedem, ne trebuie acest tip de absolvent de învățământ. Și să construiești în jurul cetățeanului viitorului învățământul de astăzi. Nu să le duci în baza noțiunilor acumulate de tine în 90, în 85, în 2000 și așa mai departe. Dacă japonezii menționați, finlandezii, așa și-au proiect sistemul. Dacă încercăm să-i copiem, o să avem persoane foarte apte să lucreze în Japonia. Nu, noi trebuie să creăm oameni capabili să lucreze în România, dar trebuie să ne hotărâm cum vrem să fie România peste 20 de ani. Cât despre copii și alea, da, știu, adică am o școală generală în apropiere și îi văd în fiecare zi mergând la școală cu niște geamantane mai mari decât ei. Îmi e milă de ei, îmi vine câteodată să mă prind să iau pe toți în mașină, să-i duc până la școală. Vă mulțumesc foarte mult! Vă rog, doamnă! Yeah.
doamnă, înțeleg ce spune și vă înțeleg perfect îngrijorarea, ca bunic, astăzi copiii mei au depășit, dar nepoții încă. Ați menționat, sunt convins, ca exemplu, caravane. Problema nu e, caravana e un lucru bun. Dacă este partea unei acțiuni integrate, interinstituționale, noi avem zvâcuri când vorbim de droguri. Are Ministerul de Interne un zvâc și face ceva, o acțiune de joi până duminică. Și a încheiat, am cumpătut. Și obifează. Ministerul Educației are altă acțiune, de joi are altă. Lucrurile trebuie puse cap la cap, începând cu toți cei cu competențe. De la ministere, la serviciile de informații. Mi-am început cariera managerială în serviciul de spionaj, conducând direcția de combatere a crimei organizate, care avea sarcini clare pe combaterea traficului de droguri. În sensul că, lucrând afară spionajul, noi lucram la capătul rețelelor care pleacă către România. În colaborare cu ceilalți, deci serviciile de spionaj, serviciile de ordine publică, Ministerul Educației, toate instituțiile, biserica pe care eu sincer o respect, dar aș vrea o mult mai prezentă în viața cetățeanului cu acțiuni de acest gen. Cheia nu stă în măsuri sectoriale, ci atunci când vorbim de un flagel de genul ăsta, în măsuri integrate, în ansamblu. Și din acest punct de vedere, noi asta urmărim, deci acțiuni integrate. Vă mulțumesc! Vă rog, doamne! Spuneam că, de fapt, noi am spus că nu voi participa la întâlniri politice pentru că nu mă identific ca și o persoană care are profilul. Dar sunt mamă, sunt cetățean și sunt om care lucrează într-un sistem care, din păcate, în momentul acesta este foarte blamat, distrus și prezentat de cel mai multe ori într-un mod negativ. V-am ascultat ce ați spus despre plecarea medicilor, sau mă rog, tineretului din țară, studenților și oamenilor pregătiți în țara noastră. Acum 3 săptămâni, toți membrii Colegiului Medicilor din România au primit un mail în care mi s-a spus că organul central ne va susține în obținerea vizelor pentru America. Oare asta s-a discutat la ambasada României în America vis-a-vis de studenții și medicii ei pregătiți în țara noastră? Chiar nu știu, s-ar putea să fie doar o măsură în năzbâtie aceea cum calificăm România pentru visa waiver. Și medicii sunt o categorie profesională care obține mult mai ușor viza. Ar putea să fie o măsură în acest plan ca să crească numărul de vize. A fost frustrant. Da? Și aceasta mi se pare o năzbâtie. Adică, dom'le, merităm sau nu merităm să primim, să intrăm în acest program, visa waiver, ridicarea vizelor. Nu mă învăța cum să spăcălesc calculatorul trimițând acolo pe cei care au deja viză socială de nou. Dacă șmecheria era să facem un aranjament, păi ne pricepem mai bine decât americanii la ele. Nu trebuia să vedeți ambasada americană. Haideți să vorbim despre a merita. Și dacă ești partener strategic și donezi sisteme Patriot și faci și dregi, păi atunci avem drepturi. Avem ambasador acolo care e consilier al președintelui cu șapcă roșie. Să ne dea. Nu să trimiți medicii să ia vize pentru că este o categorie profesională respectată și primești viză. Pentru că se pleacă de la premisa ăștia nu rămân ilegală. Mai am o întrebare. Vis-a-vis de apartenența noastră la Uniunea Europeană. Acum 2 ani am avut, mă rog, privilegiul de a vizita un spital undeva lângă Zagreb. Dar în respectiva vizită am dorit să văd și satul respectiv, pentru că era un sat lângă Zagreb. Am rămas surprinsă să văd că obiectivele gen școala din sat, gen nu cea pe Asociația Agricolă din sat, respecta prevederile vis-a-vis de legislația de sănătate publică, ceea ce era ordinul 536 în România din 1997 încoace.
și nu respectăm nimic sau respectăm niște ordine care, practic, nu sunt în beneficiul sănătății publice, ci sunt într-un beneficiu. Nu știu să vă răspund. Doamnă, de ce respectăm, de ce nu respectăm? Vă rog, sau respectăm, o să vă dau răspunsul pe care mi l-a dat omologul meu german, directorul adjunct al Serviciului de Informații German BND, în urmă cu niște ani buni, la una dintre primele mele vizite la Serviciul German. Și pe atunci fumam și am ieșit la o pauză de țigare undeva într-un sediu care avea vedere către stradă. Și zic, extraordinar, mașina aia caută un loc de parcare, deși a trecut pe lângă trei locuri goale, ce nu, acolo e interzis. Zic, păi da, dar la noi parcat de mult. Zic, respect simțul civic, apropo de respect. Și a zis, mi-ar face să spun că așa este, că respectăm din simț civic, nu? Știi ce amendă primim dacă parcăm unde nu e voie? Știi cât de mare e amenda? Și știi că n-avem cum să scăpăm? Pentru că la noi când ne amendează, ne oprește direct din bancă banii, nu mă întreabă nimeni că nu plătesc sau plătesc. De-aia ei respectă și noi nu respectăm. Nu sunt altfel. Haideți să nu gândim. Spunea cineva, ei sunt convins cu cele mai bune intenții. Suntem și noi în România o țară mică. Eu refuz să spun că suntem o țară mică. Nu doar pentru că suntem pe locul 6 în Europa ca suprafață. România este o țară, punct. Urăsc formulele de România. Nu suntem noi, suntem România. Îl vedeți pe Clusa sau pe Covălceanu spunând românica mea? Asta este pentru Rareș Bogdan, românica mea. Haideți să fim serioși. De aceea, românul nu e altfel decât cetățean european. Avem sistemele care funcționează aiurea. Pentru că exemplele proaste pleacă de sus, pentru că nu găsim oamenii potriviți pentru poziile care sunt exemplu. Și cu asta închei. S-a vorbit foarte mult, mă refer la exemple, despre faptul că salariul niciunui bugetar, plătit de stat, niciunui funcționar public, nu are voie să depășească salariul președintelui. Și s-a spus repetat treaba asta de toți, de premier, de miniștri, de deputați, de senatori. În sfârșit este și președintele Iohannis model pentru ceva. Dar dacă ești cel mai înalt funcționar de stat și ești model pentru salariu, putem să te luăm model și pentru programul de lucru, doar de marți până vineri, că după aia pleci în provincie? Și să ai weekend de 4 zile? Poți să fii model și pentru programul de lucru, pentru că ai săptămâni întregi în care n-ai nimic în agendă? Vorbesc de modele. Dacă alegem oamenii care pot fi modele, și românii vor urma modelul. Atâta vreme cât, ăsta este exemplul de sus, cât promovăm incultura, incompetența, plagiatul, falsul, acolo, de ce nu s-ar simți confortabil oricine? Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc pentru această sâmbătă. Mulțumim pentru